Bună ziua, dragă audiență și bine ați revenit! E, unde suntem, unde suntem? Suntem în a doua țară din lume în care limba oficială este limba română. Nu? Interesant. Suntem în Moldova și suntem cu o persoană care ne va ajuta să ne plimbăm și să descoperim atracțiile turistice ale Moldovei. Și acum o să te las pe tine bună să te prezinți. Bună! Bună! Eu sunt Tatiana și bine ați venit în Republica Moldova, unde vorbim românește. Da! E, iar Moldova, sau Republica Moldova, ca să nu facem confuzie cu regiunea geografică din, din România, oricum, în momentul în care mă auzi spunând de Moldova, mă refer la Republica Moldova, unde suntem noi astăzi, ca să fie, ca de, să fie știu clar de la, bun de la bun început. Da, dar ca să înțelegem unde este Moldova astăzi și ce e cu treaba ei și cu viața ei, am venit în unul dintre uh, cele mai vechi locații în care au trăit oamenii și vorbim de regiunea Orheiului Vechi aveți priveliștea în spatele nostru. Da. Și de fapt, vedeți că aici este un anfiteatru natural pe de o parte, o cetate de apărare din nou naturală pe de altă parte, care apropo a fost folosită din cele mai vechi timpuri până destul de recent, tocmai pentru că oferă această protecție naturală atât pentru agricultură, da, de vânturi și furtuni, dar cât și de a ne proteja de diferiți inamici care Anumite au mai invazii. trecut, care au mai trecut pe aici colea, așa, Cam în fiecare perioadă istorică aveam câte unul. Da. da. deci bine ați venit în Moldova. Bine ați venit la orhei vechi. Bine, v-am găsit. Noi o să stăm două zile uh, la dumneavoastră și trei zile, trei zile, pardon, trei zile stăm, <laughs> că plecăm în ultima zi destul de târziu. Uh, o să ajungem și prin Chișinău și pe unde ne mai plimbe așa, să le zicem uh, audienței să stea pe fir. A, deci avem un program variat, divers. Deci vorbim de civilizații și populații antice, dar vorbim și de meșteri populari care păstrează tradițiile și obiceiurile din cele mai vechi timpuri până astăzi. Vorbim de uh, meșterul Zaharia Triboi, care lucrează în ceramică neagră. Vorbim de doamna Tatiana Popa, care, însă, și ea este un exponat de muzeu și, uh, și de istorii vii. Uh, vorbim de vinării uh, mai puțin cunoscute sau uh, mai mult cunoscute, dar încercăm să venim cu, cu ceva inedit și pentru voi. Bineînțeles că vom vorbi de Chișinău și vorbim de Chișinău uh, și de centru, dar și de centru istoric și veți vedea că e o diferență în Moldova când vorbim de Chișinău, centru și centru istoric al orașului. Da. Uh, așa, doar ca să vă atenționăm cam ce vom face noi pe aici, dar urmează să vedeți mai multe. Ok, ok. Noi, acum o să ne deplasăm și o să mergem până jos, undeva, ne-ai spus, nu? Da, noi acum suntem la un punct de belvedere da. în care aveți acces. Apropo, bine organizat și pentru mămici cu, cu copii, dacă veniți cu căruțul, stați fără grijă, aveți cum să vă deplasați. Da, să veniți A, aici să faceți o poză. Să veniți să faceți o poză. Uite, am văzut, un fazan era am văzut acolo. Un fazan, da. Vă recomand. În momentul în care veniți la Orhei Vechi să faceți un prim pas la această platformă de belvedere, pentru că de aici vedeți, de fapt, zona și tot acest complex natural, cultural, arheologic. Partea de arheologie o vom vedea doar în cadrul muzeului, ce nu e expuse în natură, bineînțeles pentru protecția exp exponatelor, dar avem și uh, locuri vii, active. Da, Cu siguranță, uh, dacă vă uitați la turnul la Clopotniță Vă imaginați că Clopotnița aparține bisericii adică da, care este acolo dar vreau să vă spun că nu este așa. De fapt, Clopotnița aparține bisericii care se află sub ea. Noi vom merge acolo da. vom intra în peșteră avem aici un râuleț, e vorba de râul Răut, care pe vremuri avea o albie mai mare decât, decât acum din păcate e cea mai rămas dar imaginați-vă că până în secolul XIX intrarea se făcea din direcția acestei albii a râului. Uh, destul de complicată, da? Uh, secolul XIX, dacă veneați aici, trebuia să fiți un alpinist ca să, ca să puteți intra în biserică. Acum noi avem o intrare avem un drum uh, modernă, bună, bun, da. accesibil pentru oricine. Și vom merge acolo să vizităm această biserică rupestră. În localitate avem pensiuni case rurale care gătesc tradițional, care vă pot primi Ce interesant. cu o cazare. Inclusiv puteți să dormiți pe un cuptor. Perioada de iarnă e bună și ea de vizitat și am această auzit, locație. Și am auzit că e foarte sănătos să dormi pe cuptor. Da, așa da. este. așa este. Dacă aveți o răceală, ați urmit pe cuptora a doua zi. Sunteți bun de drum în continuare. Da, da. iar această zonă, în general, de fapt, este uh, populară din cele mai vechi timpuri și ca zonă de protecție, după cum vă spuneam, pentru că toate aceste uh, intrări în stâncă de fapt, erau folosite uh, ca peșteri de locuit sau pentru uh, pusnici. Da, deci pusnicii locuiau aici inclusiv, uh, urmând apoi să creeze o comunitate monohală. Pe de o parte, pe de altă parte erau folosite ca zone de ascunziș în momentul în care veneau turcii tătarii, că i-am avut uh, cam de toți pe aici. Da. Uh, inclusiv am avut și un oraș oriental, Şehr al-Jadid, dacă zic eu bine pentru că e un nume mai complicat pentru noi care vorbim românește care de fapt și-a lăsat urmele aici, un oraș cu o moscheie, cu o baie orientală, deci tot ce înseamnă această zonă. Noi avem aici doar unele rămășițe, pentru că acest oraș ulterior a fost transformat în oraș moldovenesc, cu un conducător, cu un pârcălab, apropo, moldovenesc. Dacă vorbim de vremea lui Ștefan, deja această zonă era un oraș moldovenesc care se dezvoltă în timp și mare atenție în momentul în care veniți în Moldova, dacă vreți să veniți la Orhei Vechi, să nu vă luați bilet la Orhei, pentru că avem un oraș Orhei care da. este activ și avem zona Orheiului Vechi, care este formată, de fapt, din câteva sate care poartă numele de Orheiul Vechi, pentru că toată populația de aici ulterior s-a mutat în Orhei. Da. Și atunci aveți grijă. Deci, să aveți, aveți grijă că s-au făcut confuziile acestea și au fost oameni care s-au dus în altă parte în loc să vină aici. Exact. Și exact. ne spus în mașină o poveste interesantă. Da, avem, avem o poveste interesantă despre un tenismen din Anglia. Va trebui să mi reamintesc numele lui ca să-l spun când cap acum, dar care vine aici să bată la tenis echipa de fotbal a Moldovei, echipa națională de fotbal a Moldovei. Ei, și bineînțeles, încercând să facă aceste întâlniri cu fotbaliștii, fiecare având programul său, decide să vadă și Moldova, dacă tot a venit aici. Bineînțeles, aude de Orhei Vechi, ar fi un loc vechi, istoric, hai să mergem să-l vedem. Omul nostru, englez, merge la autogară să-și cumpere bilet pentru Orhei Vechi. Imaginați-vă că aici, bineînțeles, nu se vorbea engleză la autogară, ceea ce nici acum nu prea se vorbește, în autogară se vorbește, doar românește sau rusă, eventual, depinde pe, pe cine găsiți. Și atunci, înțelege el cumva că biletul lui este, de fapt, până la Orhei și el va trebui să coboare la jumătate de drum ca să ia un alt transport spre Orhei Vechi. Transportul fiind super plin, omul nostru fiind, de fapt, în spatele autocarului, decide să renunțe la această idee și ajunge până la Orhei și apoi ia să pentru că... Deci, din păcate, n-a mai putut... n mai ajuns a, în acel moment viziona... în zona Orheiului Vechi, da. venind ani mai târziu, deja aici, mai organizat deci, și atenție cu cunoștințe. Să, să, să nu fiți acel englez nu faceți confuzie sau nu greșiți. Bine... Păi în acest caz o să avem și la un moment dat 5 minute de istorie pe care tu o să ne -o prezinți și o să fie foarte interesant. Și atunci, de fapt până atunci, hai să coborâm și să vedem ce găsim mai departe. Da, coborâm jos, avem o parcare unde putem lăsa mașinile, avem o casă de bilete unde achităm și pentru bilete pentru rezervație și pentru o parcare, un mic muzeu care prezintă exponatele care au fost descoperite aici și deja vedem, vedem zona. Deci am coborât puțin, două minute de mers și am ajuns în locul în care putem plăti biletele. Dar mai departe ne spui tu da, ce, sigur. ce avem aici. În momentul în care coboriți de la punctul de belvedere unde a fost SMA din aur, acolo sus. Da. Uh -huh. coborâm aici, avem un spațiu de parcare unde puteți lăsa mașinile, casa de bilete pentru parcare și pentru uh, biletul de intrare în spațiu arheologic. Și vă recomand înainte de a explora zona care o vedeți cu ochii uh, prezentă, să intrați în muzeul de istorie și arheologie, unde veți vedea trecutul pentru a înțelege mai bine tot ce înseamnă istoria acestui loc și a avea o imagine mai complexă a zonei. Da, tot... deci. scuză mă tot de aici poți să uh, iei un ghid. Uh... Da, bineînțeles. În cazul în care doriți mult mai multe informații și date la casa de bilete, cereți și un ghid care vă însoțește, atât în muzeu, cât și în această zonă pe care noi o vom vizita astăzi doar în trei, dar voi puteți bineînțeles să beneficiați de un ghid. Apropo, vă fac invitație pentru iunie, mijloc de iunie, această zonă va fi plină de mașini, deci și această zonă uneori este plină de parcare, pentru că avem foarte multe spectacole în aer liber, cum vă spuneam, acesta de fapt este și un anfiteatru. Okay. Dar mai multe despre asta vorbim mai târziu. Ok. <laughs> deci ne închipuim aici, pe stânga, uh, un loc mare de parcare. Da? da? Uh -huh. Ca un festival. Dar aici aici doar, doar parcarea festivalului e în altă parte. Da, da, da. da, da dar vă spun. Okay. Uh, uitați că aici vor să reconstruiască, nu știu dacă e cazul sau nu. Uh, zona de sus, pe care vă o arătasem, uh, această zonă. Uh, planifică să fie a, reconstruită după imaginile și schemele vechi. A, zidurile pe care le văzusem noi acolo, care practic nu, nu ne creează nicio imagine de nimic, a, cam așa se presupune că Aha. ar fi arătat orășelul acolo sus, a, era cumva de fapt și un baraj de intrare în zonă, da? o cetate de, de protecție, ca să zic așa, da, de, da. de intrare în această zonă. Da, era fortificată. Mm -hmm. Da. Uh, mergem în muzeu. La muzeu, haide. Acum zine tot ce vedem aici. E foarte simplu. Uh, cu siguranță ați auzit de Cucuteni. Da. Dacă n-ați auzit, auziți acum, dar vă recomand să studiați un pic uh, această cultură. Eu, una, sunt pasionată de, de cultura civilizației cu cucteni. Bine, lumea spune că n-ar fi o civilizație pentru că nu aveau scrisul, dar pentru mine tot o civilizație rămân, pentru că arta pe care o creează ei este extraordinară. Și mai ales dacă vorbim de uh, câteva milenii înainte de Hristos. Chiar dacă veniți aici singuri, fără un ghid este foarte simplu, vă puteți uita la aceste exponate și aveți datate perioadele istorice, da? Deci vedem cultura cu în Tripolie, mileniu 4 înainte de Hristos. Da. Începem cu această cultură din această, din această zonă a Moldovei, și toate exponatele pe care le veți vedea în acest muzeu sunt, de fapt, descoperite în această zonă de către arheologii locului. Da, și, după cum am spus, începem cu preistoria, mergem ulterior la civilizația tracogetică, și, tot așa, rând pe rând, în fiecare secol în parte, până ajungem în secolele 15-16, deja după Hristos. Da, avem o trecere în, în revistă a diferitor perioade istorice, unde putem vedea uh, cum locuiau cei de-a locului, cam ce activități făceau uh, și, de fapt, și acele influențe orientale de care vă povesteam, tot aici, în muzeu, le putem găsi. Am făcut un pic de sport până aici. Da? Păi da. trebuie să facem un pic de mișcare, altfel n-avem cum. Adică, dacă ne arăți un pic și dacă putem să întoarcem camera, uite, am venit de acolo, de la parcare, unde se văd clădirile pe partea dreaptă, am traversat podul peste râu și am venit pe acest drum care e frumos, e bun, e făcut din, din material, din, nu știu, un material bun pe da, care e poți e să adaptat, calci. Da, e adaptat pentru accesibilitate pentru diferite categorii de vizitatori. Da. Respectiv, nu vă faceți griji, puteți să veniți, chiar și cu copiii, cum zic eu, aduceți-i aici. Probabil ați observat deja schimbarea de look al meu și nu e întâmplător. Unul la mână, e rece, bate vântul. Dacă veniți vara, oricum să vă luați ceva de genul ăsta, pentru că bate soarele. Da. Doi la mână, dar trei la mână, o ați observat probabil crucea din spatele nostru și nu e întâmplător. Pentru că noi, de fapt, am fi aproximativ pe acoperișul unei biserici. Dacă ne uităm jos, nu pare să fie, dar vorbim de o biserică rupestră, deci vom face o escapadă în timp, vom merge într-un spațiu rupestru, iar dacă e să mergem cu milioane de ani în urmă, am fi la fundul mării. Vorbim de Marea Sarmatică. Apropo, Marea Neagră e de fapt o mică rămășiță din acea mare sarmatică care a fost milioane de ani în urmă. De aici și această rocă pe care noi o avem aici și o să găsim niște scoici în piatră să vi le arătăm ca dovadă. Da. Și urmează să vedem casele din localitate care sunt construite în mare parte din această rocă un gen de legătură voi face și cu Cricova, pentru că de fapt de acolo au fost extrase piatra pietr cu care a fost construit Chișinăul. Respectiv, Marea Sarmatică, mulțumim frumos, avem piatră cu ce face case. Ok, ok. Uh, în spatele camerei este Sătucu, satul, care e așa un pic adăpostit, e un pic ascuns așa. Am trecut și pe lângă două cimitire micuțe așa și drăguțe și mai trebuie specificat faptul că dacă vii fără ghid poți să treci de jer pe lângă locul în care vrem noi să ajungem pentru că uite poți trece pe acest drum pe vii aici sus exact și te duci paci. mai departe la cealaltă biserică când de fapt noi aici trebuie să ajungem eu spun acum ce ne-ai spus da, tu, da? Da, e adevărat, e adevărat. -am, da, noi ia... am avut o discuție anterior pentru că foarte multe lume vine, bineînțeles, aici la această cruce, face poze. Apropo, aici avem și un ritual. Cine dorește... Să-i se îndeplinească o dorință, puneți mâna pe această cruce, vă rotiți de trei ori în jurul ei cu rugămintea către Dumnezeu să vă ajute și neapărat dorința se îndeplinește. Și atunci, luat de val, poți să uiți unde te-ai pornit și te duci unde te duc ochii, de fapt. Exact. Adică acolo, când de, fapt... când de fapt locul este ascuns sub pământ, noi trebuie să mergem la intrare care se află lângă această clopotniță. Da din direcția satului și acolo vedem intrarea în Biserica Rupestră, care apropo este funcțională și astăzi, găsim acolo un călugăr care, cu care puteți să stați la sfat, să luați o lumânare. Slujbele se fac doar cu ocazii speciale, pentru că de regulă se fac în Biserica Nouă, dar oricum e o biserică funcțională, respectiv și echipamentul meu, batista pe cap pentru femei, este obligatorie. Dacă veniți fără, în interior se găsesc. Asta e bine. Dar e bine de știut dacă veniți sau aveți pe a voastră proprie. Bun. Da? Deci mergem să descoperim zona. Pe unde mergem? Coborâm pe aici? Coborâm pe aici. Bun. Aha. Deci, de regulă putem coborâ pe aici, dar... Putem coborâ și pe aici, bineînțeles, dar aș recomanda drumul amenajat pentru siguranța dumneavoastră. Ok. Deci avem drumul amenajat care duce direct în fața intrării. Bine. Deci aici este intrarea. Da, deci okay. intrarea ar trebui să arate așa. Bine. Dacă nu sunteți în așa loc, deci nu sunteți în locul potrivit pentru okay. a intra în Biserica Rupestre. Probabil, Probabil că sunteți dacă dincolo, dacă, nu vedeți, asta, dacă nu vedeți aceasta. Câteva informații pe care trebuie să le cunoașteți înainte de a intra în interior. Spun SSM și anterior, e o biserică funcțională, de preferat în interior să fie păstrată liniștea în momentul în care intrați, veți avea de coborât scări. Mare atenție, lumina din interior este mult mai slabă decât cea din exterior, deci aveți grijă să vă obișnuiți privirea. Cum coborâți scările? Pe partea dreaptă va fi zona de biserică cu altar și cu naos, pronaos, tot ce este necesar, doar că sculptat în, în stâncă, efectiv. Pe partea stângă veți vedea, am zis bine, biserica pe dreapta, am spus, nu? Nu am confundat locațiile anteriori. Oricum A, o să intrăm și o să vedem. Pe partea stângă găsim un călugăr care stă aici zi și noapte, iarnă și vară. În orice moment al anului îl găsiți aici. De la el puteți lua o lumânare, lua o cărticică, întreba ceva. Iar lângă acel călugăr sunt niște scări care coboară în jos. Noi vom merge și noi acolo, dar vă spun orientativ ca să știți unde le găsiți în momentul în care veniți singuri: unde sunt de fapt chiliile călugărilor care locuiau aici uh, câteva secole în urmă, conform unor, uh, unor date istorice. Prin secolele 13-14 călugării și pusnicii locuiau, de fapt, în stâncile din, din această zonă, formând apoi o comunitate monahală și creând apoi această biserică. De fapt, au fost câteva biserici în această zonă, în stâncă, doar că păstrată și funcțională a mai rămas doar aceasta pe care o vom vedea noi și vom avea din zona unde se află biserica vom avea și o ieșire la balcon pentru a avea priveliște către zonă și sunt favorizați fiind în, în mai târziu de secolul XIX, pentru că avem o intrare obișnuită cu scări, pentru că inițial intrarea se făcea din partea cealaltă a Râului Răut, un pic mai complicată pentru o, un vizitator obișnuit. Da. Deci noi avem a, a, beneficiul ce a urmat celor a, din secolul XIX care ne-au făcut această intrare a, confortabilă. Deci, să Și vedem. mai mult decât atât în ziua de astăzi, uite aceste materialul pe care... Uh, poți veni uh, de, de, de la parcare, practic, da, aproape. Da, da. Iar mai recent, da, se fac lucrări de amenajare pentru accesibilitate. Am văzut că se pun uh, 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 stâlpi cu iluminare, deci da. e din ce în ce mai bine. Hai să vedem cum arată. Se împinge de... Oh, uite că e cu chestii aici. Pe aici se face intrarea, uite jos niște capre. Dar e o liniște aici, nici, nici vântul nu bate aici. Și dacă nu trec mașini pe acolo, nu se aude absolut nimic. E, e, e prea multă liniște. Nu adiei nici vântul, e atât de multă liniște aici. Da, e într un alt spațiu. Putem să, să venim aici? Eu prefer să vorbesc în afară ca să las biserica cumva în liniște, da. Da, putem. Dar stai putem. acolo și stăm noi aici. Da, nu, nu contează. Bun. Am văzut spațiul din interiorul bisericii. După cum vă spuneam, preferăm acel loc să-l păstrăm în liniște și tihnă. Și putem să continuăm cu discuțiile la balcon, de unde, de fapt, avem priveliștea. Vedem râul Răut. Din această direcție, de fapt, se făcea intrarea anterior. Vom, vom vedea neapărat și, și scările pe care se intra. Dar, iarăși, aici avem un aspect interesant în a vedea Uh, râul, cum de fapt uh, e ca un șarpe ce uh, umblă pe aici, pe colo. De fapt, de-a lungul râului uh, găsim și alte sate, da? deci de partea cealaltă a dealului și totodată de-a lungul râului, pentru cei care doresc un traseu uh, mai lung în această zonă, puteți merge și veți descoperi urme ale bisericilor rupestre uh, care mai sunt vizibile astăzi. De exemplu, avem tot înainte, de-a lungul râului, găsim biserica lui Bosie. E tot o biserică rupestră, dar pe care au mai rămas unele picturi pe stâncă și acolo sunt inscripții că această biserică a fost ridicată de robul domnul Bosie cu ajutorul familiei sale și așa mai departe. Deci rămășițe că au mai fost în această zonă. Bineînțeles, această zonă nu avea cum să ne lase fără legende. Legendele spun că era un boier pe nume Gabur, care uh, avea terenurile pe aici, prin zonă. Se spune că era uh, extraordinar de bogat, atât de bogat încât și uh, careta sa era de aur, iar roțile acestea erau de argint. Uh, pe care, bineînțeles, că o scotea doar în zile de sărbătoare, de Paște, de Crăciun, pentru a face o plimbare prin zonă. E și, la un moment dat, se zvonește că vin turcii. Bineînțeles că toate bogățiile acestui boier sunt ascunse în stâncile de aici, închise cu pietre aceste intrări pentru a nu da de bănuială, dar se spune că cineva din. De-ai locului, totuși, a trădat această informație și a transmis-o turcilor. Turcii au tot scos cât au scos, dar n-au putut să scoată toată averea. Careta nu a fost găsită până în zilele noastre. Adică, șaretă. adică o adică, șaretă, da, o caleașcă, oșaretă, o caleașcă da? okay. ceva de acest gen. Da. A, și că o parte din bucățiile acestui boier s-ar mai ascunde prin stâncile de aici, de la Orhiei Vechi. Deci, pentru căutătorii de comori, Aici e locul. avem o legendă și pentru ei. Aici e locul. Avem o legendă și pentru ei. Da. Da, dar pe lângă legende, revenim la realitățile noastre și putem spune că într adevăr acest loc este o comoară, o comoară de piatră creată de Marea Sarmatică, și vorbeam anterior despre acest lucru. Iată, aici putem de fapt să vedem unele orificii ale scoicilor lăsate sau jos. Putem Uite, să vedem sus, da. inclusiv și scoicile rămase în piatră. Da. Uite. Și iată, această rocă este destul de simplu în utilizarea pentru construcția caselor respectiv fiind utilizată aici în zonă, ea de fapt duce la crearea unui stil autentic locului da. în arhitectură. Locul ne fiind influențat de arhitectura din, nu știu, Franța sau Italia sau orice alte țări, pentru că locul își are material, materia primă de aici, care dictează cumva condițiile de construcție și bineînțeles că vom vedea asta când ajungem în localitate. Vom merge acum să vedem chiliile în care locuiau călugării și pusnicii, veți vedea diferența dintre confortul apartamentelor și caselor noastre din zilele noastre da. și condițiile de trai în aceste stânci și trebuie să înțelegem că, de fapt, aceste locații erau utilizate și de localnici în momentul în care veneau invaziile și putem să înțelegem cât de binecuvântați suntem noi să trăim în zilele noastre, în casele noastre da. calde și confortabile. Cu TV și cu de toate. Cu TV și cu de toate. <laughs> Hai să vedem cum arată. Să vedem. Deci, practic, aici aveam intrarea inițială, da. care a fost deja închisă pentru siguranță. Da. Și aceste Acelea sunt încăperi sunt, de fapt, chiliile. Uite, coboară puțin și filmează-le pe, pe cele din stânga. Așa. Uite acolo, gata, gata. Wow. Dar nu ne. ies că după atâta plimbate pe stânci și da. urcat, ni s-a făcut un pic foame, nu? Uh -huh. e, o locație foarte bună este în localitatea Butuceni. Avem Eco Resort Butuceni. Dacă vedeți aceste porți decorate frumos, bineînțeles, cum deja cunoaștem, piatra este de-a locului, folosită de aici, dar inclusiv și simbolistica de pe aceste porți de intrare sunt folosite de pe uh, specifice locului și vom vedea și în interior coloanele care de fapt sunt ca coarnele taurului, de fapt și a taurului, nu a taurului, mai degrabă. Um, mă rog, okay. un animal uh, cu coarne. Berbec. berbec, da, exact. să cu cele de berbec. Asta este cel mai potrivit spus. De fapt, ele sunt uh, și ca simbolistică de protecție a locului, dar și un gen de suport al cerului ca să nu cadă peste noi pe pământ. Da. Uh, respectiv, locul potrivit pentru a lua masa, dar nu înainte de a găti. Va trebui să gătim. Hai să să gătim. Putem munca. Haideți să facem ceva. Ia uite cum arată aici. Oare te poți și caza aici? Uh, te poți caza... La această locație, nu specific unde avem restaurantul, ei au case Aha. dedicate pentru okay. cazare, dar bineînțeles ține de același complex, doar că casele sunt împrăștiate prin localitate ca să te simți umul mai locului, deci din sat de aici. Patul pe sobă. Patul pe sobă, bineînțeles. Mai mult decât atât, avem în interiorul restaurantului avem și scaune, dar care funcționează ca o sobă. Deci, iarna, dacă vă este rece, intrați aici, aveți un scaun potrivit pentru a vă încălzi. Vara, când e foarte cald, sunt și terasele acestea închise cu sticlă, dar sunt și terasele în, în zona aceasta de curte, care sunt cumva ascunse în natură, dar puteți, puteți să le vediți. Mai mult decât atât, vă pot arăta locul secret unde se păstrează cele mai bune bunătăți ale locului. Hai să vedem! Aha, ia uite aici. Chestii la borcane. Da. Ce face moldoveanul când are de gătit? Primul lucru, coboară în beci. da. Vara muncește ca să depună totul ce avem aici, iarna vine, scoate și beneficiază de darurile naturii. Deci, așa arată un beci plin cu detate, toate, în prag de iarnă, că la primăvară nu o să mai arate așa de plin. Wow, da. Gospodarii desăvârșiți. Da, toate produsele pe care le vedeți aici sunt fabricate aici, da. la acest restaurant, de către gospodinile de aici, din localitate, care, în paralel, pe lângă treburile casnice, lucrează și la acest restaurant. Deci, e cum ai venit la mama acasă să-ți gătească ceva. Ce frumos. Da. Asta e Da. Da de mere, de tui, orice, mare. Gustăm. Da? Ha. Gustăm și noi. E, Acum am văzut beciu de ne în produsele da. pentru gătit, pentru că inclusiv în timp de iarnă sunt unele chestii care trebuie gătite, nu le poți lua de-a gata. Uh, respectiv, vom intra în sala în care vom găti, da. dar această sală poate fi transformată în dependență de necesități. Dacă doriți să faceți un eveniment, uh, să priviți un film, uh, să stați cu familia, să faceți o uh, sărbătoare aici o puteți face. Și pe timp de iarnă, și pe timp de vară. Vedem imediat uh, ce și cum arată acolo. Uite un iepuraș. Ah! Un nefuraș? Ia. Da, ah, uite Uite-l acolo, da. Bun de ziua! Bună Bună ziua. Bun Cred că e copiii, când îl văd, da, ei bucuria Ei au și o mine fermă, proprietarii, A, da? în, în tot aici, în localitate. Și copiii merg de regulă și la fermă cu animale, și. Da. Iar aici este locul în care vom găti. Da, deci noi am fost un pic ajutați, o parte din produse sunt deja pregătite Da. și noi doar vom finisa procesul. Da. Deci, partea cea mai grea a fost făcută, zic eu, dar să vedem ce ne spuneți și zic voi. că nu, <laughs> că vom face partea cea mai grea. Așa, și uite să dai un mic tur, că uite ce drăguț e aici. Da. Păi noi o să ne facem lejer. Da, da, da. pentru că va trebui uh, să gătești plăcinte care vor fi puse în cuptor. Da. Cuptorul se pregătește și după aia așteptăm uh, rezultatul. Cecat, rezultatul. Da. să Acum fiecare casă are câte un gospodar și câte o gospodină, așa că de aici încolo eu o să predau microfonul gospodinei casei da. și preia ea toată informația și, și toată experiența va fi transmisă de ea și deja vedem cât de bun e acest domn la treburile casnice. Hai să vedem, dar avem, avem un ajutor aici și o să vă rugăm bună ziua, să vă prezentați. Bună ziua, sunt Olesia Cojocaru, administrez pensiunea Ecurăsul Bătuceni. Ok. Și, să ne spuneți și despre pensiune, câteva lucruri, poate și despre copilărie, despre o tradiție, despre ce facem aici. Oh, oh. Nu, nu ne ajunge timp, noi trebuie, trebuie să, trebuie să stăm să stăm mult, nu? La <laughs> Bine. Păi bun. să începem cu ce facem aici? A? Deci ce facem niște hulubaș, noi spunem hulubaș, este o pânică de tradițională, de, de, de ritual. Da. Deci înainte se întâlneau oaspeții cu așa numite hulubaș, ei erau pânica păcii, se spune, adică simboliza pacea, libertatea, bunăstarea. Și la orice sărbătoare se făceau când colășei, când hulubaș, dar mai des se făceau hulubașe, că se dădeau la copii de pomană. Okay. Bun. Și da, noi acum o să-i facem. În și diferite facem. zone se fac diferite, la noi se fac iată așa. Se fac așa? Da, și cu în un cuptor. Este un aluat uh, nu dulce, este un aluat mai mult sărat. Poți să pune o este... Da. Trebuie întâi da. să faci un hrubaș, să ah, bun. bun. Am zis că mă scot doar dacă fac, dacă pun piperu. Da, mă pe partea, da? Pe partea Treci, aia, da? Treceți partea asta și faceți. A, așa, hai să... Deci ăsta e aluatul da, și încep să frământ, l -l da? da? Așa, îl rotiți. Mm, să bine. Asta i-a luat de pânică, ca cum se face ca de obicei, școală, celuși, pânică tot același a luat. Pur și simplu, um, gustoșenia în formă și totodată știți cum, când s-a dat eu, când eram copii tare ne plăcea, pentru că atât așa așteptam. Erau călduți și mâncam, ori cu, un pic cu apă cu zahăr, nu știu dacă s-a apucat în copilăria dumneavoastră așa ceva, și tare erau buni, că bun, acum sunt deserturi și biscuiți foarte Gata, multe. Gata, făcuți da, și... Copilăria noastră, nu, ce nu era așa, da. Casă, da. Și fiecare gospodin făcea în felul lui. Și așa ești biscuiți și plăcinte și turte, diferite. Și de fiecare dată când era sâmbătă, și duminica, punem așa, pe unii mirosul mai frumos. Aha, la chichea haide la A, Haidea, -a ah, deci te priveai puțin pe stradă și simțeai mirosul în aer. Mm, ne uite ce bine vinați acolo. Mergem acolo. Da, foarte așa. frumos. Acum mai facem un nod. Iată, l-ați făcut, tu, o gâță da. și îi facem un nod. Așa. Așa. Al tragem pe partea de jos. Așa. Al introducem aici și al scoatem afară și îi formăm cap. Adică așa. Da, la ne să fie coada mai lungă. Cred <laughs> că undeva e mai mult. ei. <laughs> ok. <laughs> e da. E mai mult o gâsc. <laughs> Cam așa. <laughs> și formăm codița. Așa. Și formăm ochișorii cu Doi negri. A, deci piperul, de fapt, erau, erau, erau A, da, dar știți, era este și un remediu acum, cu piperul negru. Deci el este foarte bun ca dezinfectant. Înainte noi nu știam de antibiotici, de chestii cum sunt amul medicamente, și remediile este de pune cu piper negru, asta da? era sănătate, da? Și noi îl mâncam. Da. Și așa. Și îl punem în tavă. Așa. Acum, și... acum, iese imediat. Poftim. Vedeți că și o să faci să și o să mâncați. Da. <laughs> <laughs> și o să-l o să recunosc cu toată lumea da. că e al meu, adică nu pot să-l dau la o parte. <laughs> da. Bun. Dar să știți că codița când scoași susuc și e mai crocant și e bună. Aha. Da, ai Iată. Iată. <laughs> nu mai cred că unul. am știu, dar uh, poftim? Mai facem unul. Mai fac unul, da? Acum asta o să meargă și mai repede. Unul cu perechi, să zici, timp, să avem perechi. Da. Da. Iar la dumneavoastră aici n-a plăcut, să știți, arată foarte bine și uh, ce găsim de mâncare? No. <laughs> e de mâncare, nu știu, găsesc toate și ele. Da. da și mă și mămoleg, și fripturi, facem sărmăluță și cighiri, pujoale, colțunaj, tot, tot avem. În fiecare zi facem câte ceva. Așa. Uh. Și cum, cum ați început să faceți asta la acest nivel? Cum, care e povestea din spate? Dar care e povestea din spate? Încet cu încet. Sunt cu o căsuți cu câteva camere. Apoi au apărut, zic așa cum este, au apărut agențiile. Noi nu știam de agenții de turism în Moldova, care au început foarte mult să promoveze și să vii să ne spui, voi trebuie să vă lărgiți, trebuie să creșteți, pentru că noi vrem să aducem grupuri. Clar că noi nu credem cum poate să fie grupuri în Moldova, nu... Nu poate să fie așa ceva. <laughs> și ne-am lovit de multe ori că vineau, de exemplu, noi prineam 10 persoane, asta era, e, era mult pentru noi, 10 persoane. Asta era Gălăjii mari, știți cum, ca o un muntă da. o luam. Da, da. Și când au apărut 14, de exemplu, nu avem unde să-i da. Și de la asta a venit că să mai facem o căsuță și încă o căsuță și tot așa până am ajuns, avem acum 24 de camere în pensiune, sunt diferite locații, pe trei locații, adică pe avem la intrare în sat, avem pe centru satului, restaurantul de bază l avem și avem de sala de evenimente. Avem și un teatru care facem festivale, diferite evenimente culturale, Eu, da. Uh, ele unde pot fi văzute uh, când faceți un eveniment? Uh, cum îl anunțați? Sau cum se știe? Pe de el? site. Pe site. Pe site da? dar avem și, o, de exemplu, când facem Festivalul Descoperă de, de Muzică Clasică în Eliber, este chiar site-ul Descoperi și acolo sunt evenimentele plasate. Sau când uh, accesați evenimente.media la fel vă arată toate evenimentele care sunt în Moldova. Dar noi de obicei pe site-ul nostru o plasăm. Că deja lumea ne cunoaște. Pe site-ul Ministerului Culturii tot foarte mult ne, ne promovează și când sunt evenimente, tot sunt plasate acolo. Vreți să puneți doi echișori? Da. Puneți-i pune albaștri, că eu am pus negre. Albaștri? <laughs> <Căuta -ți. laughs> Cred că nu există albaștri. <laughs> 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 nu, nu înseamnă punem negru. <laughs> Așa, punem negru. Așa. Trecem la desert. Te lăsăm să, să un pic, da, da. să screască, se dospească, noi nu? să Sărdice, ok. Da. Și da. am să trecem la biscuiți de casă, cornulețe, Dar cornulețele se mai spun și diferite. Se spun și băiței, și dejițele, și dulciurele, în diferite zone, diferite numiri. La noi se zic cornulețe cu magiun. Așa. Nu știu dacă învârtiței, sus și da. se mai zic. A, ah, ce să mai ziceți? Păi, da. um, ne a spus așa o parte din, da. din poveste. Uh, aveți acolo o poză în spate și suntem da. foarte curios să ne spuneți cine e acolo. Este când am făcut primul festival de muzică clasică. Din partea stângă a mea este regizor italian, Battistini, și alături este domnul Federic Pfeiffer, de la cine a venit ideea ca să facem festivalul de scoperă. Fiindcă noi vroiam să facem un, noi vroiam să facem în general un festival al nostru. Și toți ziceam că, ei știți, ca muzică, ca jazz, ca, ca fiecare, ne ducem așa o lea cu pluta. Și eu spus că nu, trebuie să faceți muzică clasic, fiindcă, în primul rând, asta este o cultură care e universală. Da. Deci, toți o, o, percep, o cunosc, o accept și știți că muzica clasică ea se cântă în sunet și în note și, și nu este o limbă e, italiană sau română sau nu știu, diferit, dar să audi, să ascultă și citești cu urechea. Și au spus, a p -a p -a p -a da, da, și ei au spus să facem muzică clasică. Deci, și de aici a început opera, concertele și deja avem din 2015, iată, facem festivalul. Întâi am început cu o zi și acum facem trei zile la rând, face a treilea weekend din luna lui iunie. Da. Dar anul ăsta ne propunem să avem trei weekenduri de muzică clasică. Dar deci vedem. E acel festival de care ne-ați spus că se umple parcarea de acolo de jos. Da, exact. Da? da? Ok. Puteți să-mi dați în nu? Da. Da? Da. Nu. Asta este o fetiță, o amatoare de muzică clasică. Da. Eu am mătoare și așa de tare vroia să se fotografieze cu Frederic și iată a devenit vedeta noastră. Da, Așa. Sunt multe evenimente, facem și obiceiurile cu tradițiile de iarnă, și e, facem, de exemplu, am avut un cuplu, ea fiind moldoveancă, el fiind străin și a vrut să facă nunta, a ținut să nu -ți facă nunta la noi, dar cu condiția cum să faci cândva. Adică, mămușile să-i chiuie la nuntă. Deci, cât se poate da. de tradițional, să ja și găina, de Da, autentic. Da. Tare autentic, tare le-au plăcut. Știți, au fost la un nivel care ei au spus că niciodată în viață nu ar să uite asta. Cred și că e, da. Asta este și tendința noastră, să păstrăm tot, toate rădăcinile și valorile frumoase lăsate de la bunici. Asta e frumos, într-adevăr. Da. Dar acum, tineretul, cum sunt copiii, nepoții, cum mai văd treaba asta, tradițiile astea strămoșești? Le îmbrățișează. Depinde. depinde. Depinde de copii, depinde de cum îi se dă la. Adică, copii. aveți cum îi să-i dați mai departe? Noi avem. Să sunt receptivi. Dar... Noi avem, dar copiii ne zău de mai mult la telefoanele, la coroapsiile, <laughs> le pătrati care le spun eu că nu-și ridic ochii de acolo. Da, pe moment le pla și rămâne entuziasmați, dar totuși, cred că. Um, nu e un pic, suntem divin că le-am dat voie să joace pe telefon, le-am furat din copilărie și am Pentru că prea, copilăria prea... noastră, da. sau cel puțin a dumneavoastră, mai ales da. în Moldova, a fost destul de diferită. Eu sunt crescut la oraș, dar aici aveți tradiții. La oraș, tradiții la mai, mai de bază. La site se mai păstrează, la oraș, cred că nu. Fiindcă vă sunt, zic... astea mari, de bază, da. dar la, la sate, da, aveți alte tradiții da. și față de copilăria lor. E mult mai diferit. Noi, chiar ca să luăm, nu știu, sărbătorile de iarnă, hai să zicem sărbătorile de iarnă, câte colindii frumoase avem, câte. Noi tot asta le știm și cât era de frumos, ne ducem și. căți eu am spus? Și noastră... Nu, e ok. Vreau să vă fur, găgorită. Gata. <laughs> noi ne ducem cu lindatul și ne dădea vă doi bănuți și niște bomboane și fericirii mai era. Da, da, cu trăistuța. Da, acum da, copiii, cu da, Aruma, da. copiii cred că cu bănuții. Dar vreau să vă spun că s-a reîntors un pic acum că școlile și grădinițele, chiar ieri am avut tot un grup de copii, am făcut colțunaș cu brânză. Colțunaș? Ce, ce e colțunașul? Mm -hmm cam cum sunt ăia, dar cu brânză. Aha, ok. Vă... Și ce s-a întâmplat? Nu-i nu chiar așa. Nu Colțunașul, cum să vă zic eu, eu dar am luat fiert, e un fel de ravioli, cum da, se spune, să da. Să da. Sau pelimeni, cum să mai spun, dacă cunoașteți, da. da. Se fierb în apă, da, și se fac cu brânză, nu știu, cu cartofi, cu varză, cu, cu diferit, cu vișnă. La noi se fac cu cartofi și cu brânză și cu vișnă, asta sunt mai... Și vă zic, adică sunt copii da. care se le... interesați și sunt copii care Parcă pe moment le interesant, dar, dar, așa nu. Dar am auzit cum spune. E, dar eu am văzut, de exemplu, așa, la, am fost ea că m invitat la o zi de naștere, într-un sat și la bunica ei, de exemplu, era război de țăsut. Și când am întrebat și asta, nu știu ce să-mi spui. Adică eu am crezut că e jucăric pentru maturi. Și a început. Știți, când trebuie cumva, pe copil trebuie să-l furi, sau nu mă anum pe copil, pe tinerie, trebuie să-l furi cu amintiri, cu, cu po povești, și să-i demonstrezi, fiindcă tu arătând prin carte tradiția asta, nu, -i. el trebuie, trebuie să să vadă, el da, trebuie să o, s -o pipă, simtă. Da. Da. Atunci când pipă e copilul, anturajul și e, când faci el și îi se, îi se reușește, chiar și o plăcintă, de exemplu, și o dă în cuptor, o coace, o scoate, o, mănâncă, el atunci rămâne cu amintirea asta și iată atunci, încet cu încet, noi am să întoarcem la, la rădășinile noastre. Da. S Fac, se face mult. Vara clar că e mai multe evenimente, că -i... acum așa e mai răcoare, mai... Dar oricum facem, oricum facem și masterclass la de exemplu, la conservături, la cules de poamă, la cules de fructe, diferite competiții, da. care mai mult, și le dăm diplome și lor le place. <laughs> Numai cu asta îi aducem înapoi la, la noi. <laughs> da cu jocurile care noi ne jucam, nu prea, fiindcă ei au alte jocuri. Au alte jocuri, da. <laughs> Dar încă reistit. mai aveți patul pe sobă, nu? Da, da. Uh, facem scaunul da, pe sobă, am înțeles. Da, da. Și-l aveți aici, la căzările da? pe care le puneți la dispoziție. Da, da, o să mergem și o să vă arăt. Eu cred că am pus mai mult, mai mult conținut aici. Da, este mai delicios. Nu trebuie să am mjărat cu pisat locul ca să scoată bine. Asta nu mai e și foarte bine, să știi. Mai ai văzut, nu? Și e prea bolfază? Uh... Da. Ăla da. e cel mai bun. Ăla cel mai bun, da. Așa las și e cel mai gustos. Cu ceai de plante. Da. Noi avem ceai de plante colectat de pe câmpuri, ziceam. Diferite, diferite din zonă și stare, tare gustos. Și vin bun avem, dar ne am vinul cu plăcintele, cornulețele cu ceai. Și vinul cu ce? Cu plăcinte. Cu plăcinte. Păi facem și plăcinte azi. <laughs> și apă, dacă nu facem plăcinte, să rămânem flămânzi. Da, și despre tradiții. Uh, au mai dispărut uh, tradițiile sau uh, încercați să le păstrați cât puteți pe cele. De noi, când noi încercăm să le păstrăm, dar foarte multe au dispărut. Au dispărut, nu? Dar oricum noi noi le întoarcem înapoi. Asta e bine. Da, e greu, Pe ușor, nu dar le întoarcem mult. înapoi. Dar vreau să spun că este apreciat, adică chiar dacă este uh, uh, zic, nu este ușor, pentru că acum atât așa se zic, devenit mai mai automat, mai de noi frământăm a luat cu mâna, nu da. cu mâna facem cornulețele cu mâna, nu cu mașinca, fiindcă asta e, poate și, mă rog, pierdem din timp, cum zic unii, dar în schimb asta e, fiindcă asta e când tu pui suflețel în biscuitul ăsta, când tu știi că l-ai frământat al lui ăsta, e altceva. Atunci ei, să simte dragostea pe un bucate. Da. Să seama. Da, <laughs> da. da. Deci la dumneavoastră vin uh, străini, vin uh, români, vin... Uh... Acum cine mai majoritate cine mai, cine mai vine? Până la pandemie și până la război vineau de globul pământ, pământesc, probabil. Da. Dar acum, cu păreri de rău, doar, doar România, până și e sau sunt careva turiști individuali, se curioși, asta nu le spun, că, fiindcă totuși ei cred că războiul la noi, dar dacă cum vedeți, e liniște și pace, da? Țara da, e afectată, să zic așa, dar, e, dar ei nu riscă. A și războiul de Doamne se termine și o războiul la graniță, da. da, și e destul cumva de aproape. Suntem tem să riști, da. să se pornească, nu știu cum a fi, știți cum. Cred că cel mai bine nu se uită la televizor și atunci nu mai e teamă, nu mai e frică, lași știrile și uite, te apuci și te plimbi. Și... Da. Da. Și dacă vizi să faci asta, nici nu mai e timp de știri. Face faceți plăcinte, nu război. Da, corect. Și mai avem ceva... Acolo Ce e varză. E aici? varză. varză și cartof. Deci asta pentru plăcintă, nu? Da. O plăcintă cu varză. M Am prins. Să... Și cartofi, cartofi. Cartof, e cartofi fiert cu cea prăjită, sare și piper negru. Și -am să facem și cu brânză, să aduc și brânză. Și -am să facem. A, a, ați făcut găluși cu prune? Nu știu, eu așa le știu. Și... nu. Nu. Noi, la noi găluși zic la sarman. Deci sarmale. le pe oh. <gântu -i> La noi la găluși zic sarmalele care scuorez. Da. Da, găluști cu prune știu că este un desert în România, da, nu? Da, e un desert, da. Da. Am, fost în România și am mâncat. Da. Când am comandat găluști, na, eu credem că și e găluști. <gântu -i> <gântu -i> Dar mi-a fost Ca la supă, nu? era da. Cui și colțunaș și am mâncat la voi cu brânză, dar cu brânza dulce și mare așa erau. Da. Cred că am cavo patru. Așa erau de gustos. Da. Așa. așa, cred cu cornulețele legata și începem cu plăcintele. Mă duc să aduc și brânză pentru că am să facem cu cartofi, cu varză și să aduc și cu brânză, să mâncați și cu brânză. Da. Nu, nu, stai e făină, da. Mă duc să aduc un Da. Puneți-l și pe două da. Ia uite, mai două. Așa. Eu vin repede. Au început să se dospească. Așa. Ce vedeți aici, doar 10 sunt făcute de mine. <laughs> Cred că vă dați seama care sunt, nu? Și atunci o așteptăm pe doamna să veni să continuăm. Până atunci, punem un pic stop. Așa. Da, trebuie să fiți atenți. Și punem un pic de ulei pe Dar masă. ce facem? ce asta? Asta este aluat de plăcintă. Așa. E aluat, e făină, apusare, Nu nimic deosebit. Bun. Și atât acum trebuie să întindem pentru plăcințele. E așa. Așa, să mai punem un pic de ulei, că dacă este ulei, nu se lipește aluatul. Așa. Și atât așa, încet, încet, îl întindem. Ce facem o foiță subțire, subțire. Vedeți? Da. Da. Și să vă arăt cum... Și el mai gustoasă plăcințele, vă zic sincer. Bine. <laughs> Dar s-a făcut din noi. <laughs> cât e mai întins cu cât mai crocată se iasă plăcinta. Da. Cu ce vreți prima să făcem? Uh, cu ce să fie plăcinta, nu? Da. Uh, păi cu varză. Cu varză. Bun, deci urmează... Dumneavoastră să luați tava cu plăcintă. Urmează să pun la cuptor, da. da. Eu vă arăt prima tavă, după asta, dumneavoastră... Așa, a, o puneți așa aici. S-a întâmplat vreodată să pune cineva tava invers în cuptor? Da. Dar și nu e cum e ați scos a o Da, da, noi n-am arătat, noi am pus și am astupat. Ok. Și pe urmă s-a tot eram la o filmare, dar nu știa doamna și eu tremuram mâna și a scăpat. Dar, na, se întâmplă asta, este pentru prima Accident dată. Accident mic, da. da. Dar asta e... Uh, oricum e bine, fiindcă e chic pe vatră. Vreau să vă spun că înainte nu erau tavile astea. Am, a, acum sunt tavile astea. A, înainte se puneam, scoșebi, aia, era... da, scoșea pe, vatră și da, Poate o se punea o folie, o chestie. Nu nimic? Spune nimic. Direct Dacă așa. spunea, de exemplu, la plăcint, la vărzare, nu-i spune, plăcinta cu vișnă sau cu măr sau cu dovleac, care avea soc care curgea, spune frunză de varză, frunză de hrean. Altceva nimic. Restul spune pe vatră, scotesc, ștergea, era o perie făcută din pene de gâscă, care ștergea talpa la pâine uite așa. Acum pâinea se mai face așa. Da. Doamne ajută! Eu am să o dau așa în spate și apoi dumneavoastră o să dați următoare. Și o următoare, ok. Aha. Așa. M-am prins, ok. Vă dau rolul încoa. Pe asta? Da. Bun. Așa. Nu, nu, nu că se poate, da, am și întrebat, se poate să mâncăm chiar dacă pică. Ah, de atât am ați întrebat, să vă asigurați? Da. Da. <laughs> Bravo. Bun. Elina. Acum o să o dați așa un pic mai în mai... trebuie să încap și a treia tavă. Corect. Să vedem peste 5 minute ce o ieși. Nu, <laughs> da, sigur ac o să acolo mai ne uităm, dar el trebuie să de 40 de minute să coacă. Biscuiețe, undeva 10-20, independență okay. de... Dar plăcintele și holobașele avem așa, în 40 de minute trebuie să stea. Între timp noi mâncăm o zâmșoară. Da. Da abia Și după asta venim și scoatem din cuptor. <laughs> și vedem ce a ieșit. <laughs> Și vedem ce a ieșit. Bine, gata. <laughs> Aveți un panou interesant aici și o poveste. Da. Deci este un covor tradițional, e un război de țesut, nu un război de Da. El este funcțional. Totodată, dacă mă întrebați anume de bancnotele astea, am venit un oaspite la noi și au găsit o bancnotă de 10 și jos. Și au ridicat-o și au pus, dacă nu e mie, la sus fie cu ea, se trebuia să o iei de acolo. Și de aici s-a pornit tot gemotocul ăsta. Și de uite așa, a pornit o mică da? tradiție. Da, covorul ăsta cred că a fost deja schimbat de bani nu știu de câte ori, zeci de ori, avem foarte multe bacnote, noi le păstrăm că fiecare își scrie o amintire aici nu știu dacă mai există univa așa ceva dar iată la noi asta așa a devenit ca un simbol și câteodată când îi scoatem lăsăm așa un pic, dar unde este covor? A, am încercat să-l scoatem cineva ne-a criticat că ei, e, tradiție și este un covor de valoare, de puneți bani, adică n-au înțeles de ce și noi am scos, de să facem așa dacă e tradiție și veneau oameni și se supărau dar unde sunt bacnotele noastre? Dă unde covorul cel bogat da. <laughs> și noi am decis să punem înapoi, fiindcă dacă lumea asta o vrea și așa a intrat în tradiție, să fie așa, ne cunoaște după bancnote. Da, foarte frumos. <laughs> da, și fiecare își Și sunt câte multe. Lume. Și am da. văzut o bancnotă din Transnistria. Ni, uh, Transnistria. Așa. Da. E cea de aici. Da. E care, de asta e, da. care poate fi folosită doar acolo. Aici. Și asta e aici. Și asta e de aici? Da. Deci o bancnotă asta... care se poate folosi numai acolo. Da, și asta e de la ei. Iată asta, asta, asta. Și da. asta funcționează. Iată asta de la ei. Asta, asta funcționează da. doar acolo. Păi, pe locația lor poți să procurta. da? Interesant. Nu știu cum e. Da, n-am fost ultimul. Nu știu ce valoare -am fost. are, da? Nu, n-am nu, fost. Da. Nu știu. E și ne-ați pregătit o masă. Da. Da. Și să ne spuneți ce ne-ați pregătit. Așa. Aici așa e un mic din bucatele tradiționale a noastre. În primul și în primul rând, momăliga sărmăluțele cu fripturică, zama care știți acum este... Deci s-a făcut un, nu știu, un juriu, nu știu cum să zic, de supli care au luat locul, primele trei locuri pe univers. Au luat o supă chinezească, dacă nu mă greșesc. Așa. Au luat ciorbă rădăuțeană României și noi suntem pe locul trei. Iauzi. Cu zeama noastră moldovenească. Da, 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 și iată-o aveți aici, tradițional. Da, cu smântănică. Da. Acolo cu smântănică, aici este aici spără, fără, cu tăiței, da. cu borș acru de casă. Nu știu dacă știți ce este e un borș acru de casă. Nu știți cum. Da. Deci e făcut o măia din tărâță, pus cu apă fierbinte, cu mirodenie și lăsat așa la dospit și acolo tot asta în fermentare devine un, un lichid acru. Și noi cu dânsul crem borșul. Leu cu leuștean, cu cimbru, cu pătrunjel, toate bruienile care le avem în grădină, le uscăm și împlem boșul. Așa zicem, boșul. Și apoi avem un boș roșu care este tot tare da. apreciat de turiști. Sărmăluțe în frunze de viță de rotunde. <laughs> da, așa se fac la noi. Da. <laughs> și în frunze de varză. Ele sunt fără carne, la noi sunt așa mai mai e fără carne, mai de cost, okay. okay. mai e pentru dietă, da. dar sunt foarte gustoasă. Și avem măliguța noastră, Mama care se taie cu oața și îmi să vă puneți o dorință. Da, n-am da? mai făcut asta. Se taie în semnul crucii. A fost una foarte lungă. Deci, practic, ridic acum, da? Da, o în sus. Așa. Tot După așa, care... de jos o luați. Nu. O trageți bine de Iată, așa, da. Ok. Așa. Dar dacă mă duc așa, s-ar putea da, să o tai. da. Așa, Aha. și iar ridicați în sus. Așa. Bun. Și mai faceți o dată așa pe partea ceilalți. -a, să faci felioare. -a, ce... a, mai multe felioare. Da. da. Aha, am înțeles. Așa. așa. cumva de aici. Da, așa. Și o faceți felioare. Așa. Da. dacă trageți o bucăță cu deți cu o așa o fili, foarte frumoasă. În mod normal, da. Da. <laughs> a, da, uite, a ieșit. <laughs> Poftă mare. Da. Mulțumim. Păi <laughs> să drept. dăm noroc și să ne apucăm la masă. Haideți. Bine ați venit în Moldova. Bine v-am găsit. Și așteptăm turiști din România și vă mai așteptăm la noi. Cum și păcere. ne bucurăm că suntem vizitați și apreciați de, de România. Chiar, sincer, noi o bună parte anul ăsta am supraviețuit, să zicem așa, economic, financiar datorită României. Sincer vă zicem. Pentru că ne bucurăm. mult ne-au vizitat. El era interesant ce se petrește și cu asta datorită lor. Noi am, fiindcă dacă din cauza războiului s-au închis granițele și noi nu avem turiști și cu asta am putem să fim deschiși la momentul de față și sperăm pe viitor să avem colaborări frumoase cu România. Și... Așa să fie. Așa să fie. Să fiți oaspeții noștri. Mulțumim. Mulțumim.